Viața nu se măsoară după numărul anilor trăiți, ci după felul în care i-am trăit. Viața lui Noe, umblarea lui cu Dumnezeu, conține multe lecții de viață care să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune în neprihănire. Când autorul epistolei către evrei îl creonează pe Noe ca și om al credinței, el se folosește de următoarele cuvinte. Citez din Evrei, capitolul 11, de la versetul 7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință. Haideți să privim la acest enunț, să vedem ce învățături valoroase găsim acolo pentru viața noastră și care sunt ecourile acestora pentru noi. Textul începe așa. Prin credință, Noe. Exemplul lui Noe are de-a face cu explicitarea și exersarea credinței. Noe este o verigă dintr-un lanț de exemple de oameni care au trăit prin credință în lucruri care nu se văd, în nădejdea împlinirii unor promisiuni de care ei n-au avut parte întreaga lor viață. O definiție a credinței o găsim chiar în Evrei 11 cu 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința nu este opusul rațiunii, cum mulți oameni au impresia. Credința nu este ceva irațional, nu echivalează cu lipsa rațiunii. Dimpotrivă, ea este un salt înainte bazat pe experiențe și cunoștințe anterioare. De fapt, la un anumit nivel, fiecare om trăiește prin credință zilnic. Apelăm la credință în fiecare zi. Să vă dau câteva exemple. Mă duc la serviciu în fiecare zi cu credința că la sfârșitul lunii voi primi salariul promis. Încă nu-l am, am nădejde, am credința că îl voi primi. Mă urc în avion, având credința că un obiect mai greu decât aerul poate zbura și mă duce la destinație. Nu este nimic irațional la mijloc, am niște cunoștințe anterioare cu privire la avion, cunosc câteva legi ale fizicii care mă îndreptățesc să cred că legea gravitației poate fi înfrântă. Văd experiența păsărilor, de exemplu, care zboară, sunt conștient de experiența altora care au zburat înaintea mea cu avionul, de aceea mă urc în aparatul de zbor prin credință că aparatul mă va duce la destinație. Mă urc într-un avion să zbor în Noua Zeelandă, spre exemplu, chiar dacă nu am văzut-o niciodată. Cum pot fi sigur că există? Cum pot fi atât de prost să cred că o astfel de insulă există? Am niște informații, niște cunoștințe teoretice, am văzut ceva pe o hartă, au descrierile altora care au văzut-o cu ochii lor și astfel am o încredere neclintită, o puternică încredințare că insula care nu se vede există. Și credința aceasta mea nu este irațională, este bazată pe niște lucruri. Dacă viața cotidiană atunci este înțesată de acțiuni prin credință și mobilizată de către ea, de credință, de ce în cele spirituale punem credința la zid și o disprețuim? De ce? Prin credință, Noe, ne sublinează textul. Astfel ne este adus pe scenă personajul biblic de la care avem câte ceva de învățat. Noe este fiul lui Lameh, nepotul lui Metusala, strănepotul lui Enoch, un alt om despre care se spune că a umblat cu Dumnezeu. Noe vine pe linia lui Set, adică oamenilor care chemau numele Domnului. Iar motivația numelui ales de Lameh pentru fiul lui dovedește relația lui Lameh cu Dumnezeu. Lameh a născut un fiu, ne spune în Genesa. El i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Prin credință, Noe, și textul continuă, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă. Care lucruri nu se vedeau? Potopul.
În Genesa 6 suntem trimiși să vedem cum a avut loc acest eveniment istoric. Versetul 12. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Iată o primă lecție de viață. Când pământul este potopit de păcat, Dumnezeu trebuie să ia atitudine. Trebuie să trimită potopul din pricina dreptății sale. Când viața ta este potopită de păcat, Dumnezeu este obligat să trimită potopul, pedeapsa peste tine. Dacă Dumnezeu a judecat lumea atunci, o va judeca și în viitor pentru fără de legile comise și lipsa de căință. În Matei 24 și în Luca 17, Domnul Iisus vorbește în termenii lui Noe și ne descopere lucruri care încă nu se văd, și anume judecata finală a lui Dumnezeu asupra omenirii. Charles Spurgeon spunea cu multă înțelepciune, cel care nu crede că Dumnezeu va pedepsi păcatul, nu va crede nici că Dumnezeu îl va ierta prin sângele Domnului Iisus. Necredința în judecata lui Dumnezeu va conduce și la necredință în ce privește iertarea lui Dumnezeu. Când pământul este potopit de păcat, când viața ta este potopită de păcat, Dumnezeu nu are încotro. El trebuie să vină să pedepsească. Ecoul de care vorbeam? Cum arată viața ta? Potopită de păcat? Plină de violență, de silnicie? Dacă te complaci în păcat, judecata lui Dumnezeu va veni peste tine negreșit. Dar textul din Genesa continuă și ne spune, dar Noe a căpătat milă sau har înaintea Domnului. Aici este prima dată când Scriptura pomenește cuvântul har. Harul lui Dumnezeu apare tocmai aici, când istoria omenirii ajunsese în cel mai de jos punct al moralității. Pentru că, până la urmă, harul lui Dumnezeu este fundamentul vieții oricărui om care caută să-L onoreze pe Dumnezeu. Noe a găsit astfel har la Dumnezeu, pentru că căuta să-L onoreze pe Dumnezeu. De unde știm asta? Textul Scripturii ne spune. Noe era un om neprihănit, fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea, în neamul acesta de oameni. Noe era plin de o teamă sfântă, ne spune autorul epistolei către evrei, adică de un respect deosebit față de Dumnezeu. Și iată aici deja o a doua lecție de viață pentru umblarea noastră cu El. Dumnezeu onorează pe cei ce-L onorează, se descoperă și se îngrijește de cei ce-L caută. Petru afirmă atât de clar în a doua sa epistolă, în capitolul 2, spunând așa, dacă n-a cruțat El, Dumnezeu, lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, pe oamenii plini de o teamă sfântă. Dumnezeu își manifestă credincioșia față de cei ce-L ascultă și îl respectă prin trăirea lor. Mântuie pe cei ce umblă cu El, pentru că Dumnezeu onorează pe cei ce-L onorează. Se descoperă și se îngrijește de cei ce-L caută. Ecoul acestui adevăr în viața noastră? Trăiește-ți viața în ascultare de Dumnezeu și vei căpăta har înaintea Domnului. El te va izbăvi din încercare. Dar autorul epistolei către evrei își continuă fraza. A făcut, Noe a făcut un chivot ca să scape casa. Prin credință Noe a fost gata să facă lucruri pe moment absurde.
Noi a avut o încredere neclintită în Dumnezeu, chiar și atunci când acesta i-a cerut să facă lucruri absurde, de neînțeles, nemai văzute. Lecția de viață pentru noi? Credința fără fapte este moartă, ca să folosesc cuvintele apostolului Iacov. Credința se vede în faptele tale. Acesta este adevărul extras de aici. Noe a făcut un chivot. Credința lui în Dumnezeu, în lucruri care nu se vedeau și urmau să vină, l-a determinat la fapte. A ascultat de Dumnezeu. A făcut un chivot. Pe lângă faptul istoric, arca este și o ilustrație grafică a credinței mântuitoare. Pentru că mântuirea se capătă prin credință, ne spune Scriptura. Dar ce este credința mântuitoare? Credința mântuitoare presupune cunoaștere, consimțire și consacrare. Adică închinare cu tot ce ești și ai. Cunoașterea nu este suficientă. Credința este mai mult decât cunoaștere, a avea niște cunoștințe. E nevoie și de cunoaștere, ne spune Pavel în Roman 10. Și cum vor crede în acela despre care nu au auzit? Sigur, este nevoie și de cunoașterea unor informații, dar cunoașterea nu este suficientă pentru a avea credință mântuitoare. Și sunt îndreptățit să spun asta tot din pricina lui Pavel, care ne spune în capitolul 1, versetul 32. Și măcar că știu, da? Măcar că cunosc hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Observați, cunoașterea adevărului nu este suficientă. Nu este suficientă. Este necesară, dar nu suficientă. Cunoașterea nu este suficientă. Este nevoie și de consimțire. Dar cunoașterea și consimțirea, nici ele nu sunt suficiente pentru o credință mântuitoare. Pentru că, uitați-vă, Nicodim cunoștea și a și consimțit. Ne spune textul din Ioan. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis învățătorile, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, cunoaștere, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Consimte că Dumnezeu este în Iisus. Cunoașterea și consimțirea nu sunt suficiente pentru a avea o credință mântuitoare. Putem da și exemplul lui Agripa. Crezi tu în proroci, împărate Agripa, îl întreabă Pavel? Știu că crezi. Știu că ai cunoștință și ai consimțit. Și Agripa a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Mi se spune în fapte 26. Cunoașterea și consimțirea nu sunt suficiente, sunt necesare, dar nu sunt suficiente pentru o credință mântuitoare. De aceea este nevoie și de consacrare. Credința este mai mult decât cunoaștere și consimțire. Este cunoaștere, consimțire și consacrare. Adică hotărârea de a mă încrede în Iisus pentru mântuirea mea. Hotărârea de a mă da Lui cu tot ce sunt și cu tot ce am. De a asculta de El. De a trăi după standardele Lui de viață. Asta înseamnă consacrare. A te pune în mâinile Lui cu totul. Și astfel treci de la poziția unui observator interesat de realitatea mântuirii la poziția unei persoane care intră într-o relație personală cu Domnul Iisus. Aceasta este credința mântuitoare. Credința mântuitoare este punerea încrederii în Domnul Iisus Hristos ca și persoană vie pentru iertarea păcatelor și primirea vieții veșnice cu Dumnezeu. Ecoul acestui adevăr? Cum arată credința ta? Se vede ea? Se pot identifica toate cele trei ingrediente ale credinței în viața ta? Ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos ca și persoană vie pentru iertarea păcatelor și primirea vieții veșnice în Dumnezeu? Dacă nu, dacă doar cunoști fără să consimți și să te consacri, credința ta nu este una mântuitoare. Noe a făcut, și textul continuă, a făcut un chivot, și aș vrea să subliniez cuvântul chivot, ca să-și scape casa. O altă observație interesantă are de a face cu perimetrul de protecție lăsat de Dumnezeu de fiecare dată când își anunță pedeapsa. Arca în cazul nostru, în cazul lui Noe.
În alte cazuri din istorie îl vedem pe Dumnezeu gândind la fel. Întotdeauna când își anunță pedeapsa, El oferă și un perimetru de protecție, un perimetru mântuitor. Uitați-vă, casa cu șiorii, ușii stropiți cu sângele mielului. Un spațiu de protecție, un perimetru de protecție. Casa cu funia cărămizie, atârnată la fereastră, casa lui Rahav. Un perimetru de protecție care scapă, care este mântuit. Toți cei ce se află înăuntru sunt mântuiți. Hristos este un perimetru de protecție. În cazul lui Noe, repet, este arca. Lecția de viață pentru noi? Ascultați-o cu foarte mare atenție. Chiar și atunci când Dumnezeu își anunță pedeapsa irevocabilă, întotdeauna pregătește și un loc de refugiu pentru cei ce-L ascultă și, prin credință, intră în zona de protecție. Intrarea în zona de protecție te mântuiește. Așa după cum în corabie era viață, adăpost și hrană, ni se spune în Genesa 6. Tot așa și în Hristos Iisus găsim viață, El este calea, adevărul și viața. Găsim adăpost, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Viață, adăpost și hrană. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Care sunt ecorile acestui adevăr? Și anume, chiar și atunci când Dumnezeu își anunță pedeapsa irevocabilă, întotdeauna El pregătește și un loc de refugiu pentru cei ce-L ascultă și prin credință intră în zona de protecție. Care este ecoul? Este viața ta ascunsă în Hristos? Te afli în suprafața de protecție? Dacă nu, ești în pericol. Autorul către evrei își continuă fraza aceasta. Noe a făcut un chivot ca să-și scape casa. Acesta este un alt adevăr uluitor. Credința ta are efecte benefice și asupra celor din familia ta. Extraordinar! Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Sau să ascultăm pe Petru, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși. Nu vă sună familiar? Credința ta are efecte benefice și asupra celor din familia ta. Și Pavel o confirmă în Noul Testament, în 1 Corinteni 7. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și avoiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. De ce? Ascultați, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele, alminterea. Copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Credința ta poate avea efecte benefice și asupra celor din familia ta. Credința lui Noe, umblarea lui cu Dumnezeu, a avut efecte benefice asupra întregii lui familii. Trăiește-ți credința în casa ta, indiferent de răspunsul lor, și cei de acolo vor putea gusta din beneficiile credinței tale. Ei nu pot fi mântuiți prin credința ta, bineînțeles, dar vor putea gusta din beneficiile credinței tale. Și autorul epistolei către evrei continuă. Prin ea, adică prin credință, el, adică noi, a osândit lumea. Cum a osândit lumea? Cum o condamnă? Cum a condamnat Noe lumea? Arătându-i cu degetul? Acuzându-i? Probabil că nu. Petru îl numește pe Noe propovăduitor al neprihănirii. Noe a propovăduit, a proclamat neprihănirea prin cuvintele sale, prin trăirea sa și prin acțiunile sale, construirea efectivă a corabiei. Dar cum a osândit Noe lumea? Trăind în ascultare de Dumnezeu.
Și iată, acesta este un alt adevăr de viață pe care îl putem lua și aplica. Ascultarea ta de Dumnezeu face neascultarea altora să iasă în evidență. Simpla ascultare de Dumnezeu condamnă, non-verbal, dar simpla ascultare de Dumnezeu condamnă orice neascultare de Dumnezeu. Nimeni nu va putea veni înaintea lui Dumnezeu la judecată să spună că nu s-a putut trăi în sfințenie în vremurile acelea. De ce nu va putea să o facă? Pentru că noi însuși va fi dovada că s-a putut. Nu vei putea spune, în vremea noastră nu se poate trăi cu sfințenie. De ce nu vei putea aduce acest argument înaintea judecății lui Dumnezeu? Pentru că sunt oameni în vremurile acestea care trăiesc în sfințenie. Ecoul pentru noi ar putea fi următorul. Sincer, cum arată propovăduirea ta? Ești un propovăduitor al neprihănirii în vremea ta? Nu te lăsa descurajat de puținătatea sau chiar de lipsa rezultatelor numerice ale propovăduirii tale. Mergi înainte, pentru că pur și simplu ascultarea ta de Dumnezeu va face neascultarea altora să iasă în evidență. Și vorbind de condamnarea lumii, mai putem face încă o observație aici. Mai putem găsi încă o învățătură pentru noi. Și anume, Dumnezeu nu se grăbește să piardă omul. Nu pedepsește cu nerăbdare și cu sete. De unde știu asta? Mă uit la Noe, care a făcut chivotul, care a construit corabia, probabil timp de 120 de ani. Atâta a durat construirea corabiei. În Genesa 6 ni se spune, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Sensul acestei fraze are de a face cu perioada de grație oferită de Dumnezeu pentru omenire, nu de lungimea vieții omului. Textul nu vrea să spună că de aici încolo, de la Noe, de după potop, oamenii vor avea o viață de maxim 120 de ani. Nu la asta se referă textul, ci spune Domnul, până în momentul în care voi trimite pedeapsa, vor mai fi 120 de ani. Zilele lui vor mai fi de încă 120 de ani, timp în care Noe va construi corabia. Ce mă îndreptățește să interpretez așa este exact următorul lucru. Noe a mai trăit încă 350 de ani după potop. Urmașii lui Sem, citiți în Genesa 11, de la 10 la 26, urmașii lui Sem au trăit sute de ani după potop. Avram a trăit 175 de ani, Isaac 180 de ani. Nu 120, ci sute de ani. Așa că, cu siguranță, aceste cuvinte, totul zilele lui vor fi de 120 de ani, înseamnă perioada de grație de la porunca construirii corăbiei până la venirea potopului. Ce înseamnă asta? Dumnezeu întotdeauna oferă nu doar un perimetru de protecție, ci și o perioadă de grație, un timp de pocăință între rostirea pedepsei și executarea ei. Asta spune ceva despre inima lui Dumnezeu. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Care este ecoul acestui adevăr pentru noi, și anume a faptului că Dumnezeu întotdeauna oferă o perioadă de grație între pronunțarea pedepsei și executarea ei? Ecoul ar putea fi următorul. Dumnezeu încă mai are răbdare cu tine. Dacă ești aici și încă nu te-ai împăcat cu El, înseamnă că te afli în perioada de grație pe care Dumnezeu ți-o oferă. Nu o risipi. Înseamnă că de la pronunțarea pedepsei până la executarea ei, încă te mai poți întoarce la El. Aceeași perioadă îndelungată de construcția corăbiei ne mai poate conduce la un alt adevăr teologic. Și anume,
Ascultarea de Dumnezeu este un angajament de lungă durată, de o viață întreagă, de fapt. Simbolic vorbind, Noe construiește arca timp de o viață de om. Sau altfel spus, perioada de grație oferită de Dumnezeu este cât lungimea maximă a vieții unui om. Speranța de viață a omului modern este de aproximativ 80-90 de ani în cele mai dezvoltate țări. Atunci, cei 120 de ani acoperă chiar și limita maximă de viață a omului modern. Vorbesc figurativ. Și doar ca și o ilustrație, cea mai în vârstă persoană din lume, la ora actuală, este Misan Okawa. O japoneză în vârstă de 116 ani, alături de alte 4 persoane născute în secolul 19. Ne spune The Guardian din 5 martie 2014. Inclusiv cea mai bătrână persoană din lume n-a ajuns la 120 de ani. Ascultarea de Dumnezeu este un angajament de o viață. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 6, ne spune: dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Ascultarea de Dumnezeu este un angajament de o viață întreagă. Ecoul acestui adevăr pentru noi? Pregătește-te, ascultarea de Dumnezeu trebuie să dureze o viață întreagă. Te gândești să lași armele jos ca să moștenești făgăduințele, ca să moștenești viața veșnică. Păstrează-ți credința până la capăt. Și textul autorului către evrei, referitor la Noe, se încheie așa: și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Noe a primit viața veșnică. Chiar și după păcatul jenant de după potop, știm cu toții despre beția lui Noe. Acest fapt al vieții lui, cu toate că nu este unul de urmat, ne învață o lecție de viață. O cădere nu te descalifică definitiv. Prezentarea acestor micimi ale marilor oameni al lui Dumnezeu pot constitui o încurajare pentru noi. Nu o încurajare spre delăsare, ci spre dobândirea iertării lui Dumnezeu. Văzând minusurile acestora și faptul că au primit iertarea și moștenirea vieții veșnice, putem să nu disperăm în urma căderilor noastre, știind că la Dumnezeu găsim iertare și restaurare. Asta nu înseamnă că Dumnezeu scuză păcatul, dar nici nu ne aruncă la gunoi când păcătuim. Copilașilor, spune Ioan, vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. În concluzie, viața lui Noe, în esența ei, vorbește despre credință. O explicitează sub toate aspectele. Este un îndemn la perseverență în credință, până la capăt, pentru unii. Pentru alții, este un îndemn la primirea credinței. Realitatea este că omul nu-L respinge pe Dumnezeu, nici din motive intelectuale, nici din lipsa dovezilor. Omul îl respinge pe Dumnezeu din cauza împotrivirii sale morale, refuzând să-și recunoască vina, refuzând să renunțe la plăcerile lui nelegitime. Problema nu este necesitatea trăirii prin credință. Oricum omul trăiește printr-un soi de credință. Problema este nedorința renunțării la o viață de plăceri nelegitime. Să ne gândim. Dacă Dumnezeu nu există, viața este zadarnică. Dacă Dumnezeu există, viața are sens. Și acum, chiar dacă dovezile în sprijinul acestor două alternative ar fi absolut egale, o persoană rațională ar trebui să aleagă varianta a doua, și anume că Dumnezeu există. De ce?
Pentru că este absolut irațional ca cineva să prefere moartea, inutilitatea și distrugerea în locul vieții, al semnificației și al fericirii. Blaise Pascal spune așa: nu avem nimic de pierdut, dar infinit de mult de câștigat, dacă credem în Dumnezeu. Și logica lui este simplă. Gândește, cântărește și alege. De fapt, dacă tot l-am menționat pe Blaise Pascal, el are un faimos rămășag, numit rămășagul lui Pascal. Și aș vrea să ne gândim la acesta în încheiere. Pascal argumentează cum că cel mai înțelept lucru este să pariezi pe existența lui Dumnezeu. Pentru că beneficiul credinței în El este mult superior beneficiului necredinței în El. Și ascultați logica lui. Dacă crezi în Dumnezeu și El există, vei merge în rai. Deci beneficiul tău este infinit. Dacă crezi în Dumnezeu și El nu există, atunci pierderea ta este finită, deci neglijabilă. 3. Dacă nu crezi în Dumnezeu și El nu există, câștigul tău este finit, deci neglijabil. Și 4. Dacă nu crezi în Dumnezeu și El există, vei merge în iad, deci pierderea ta este infinită. Așa că gândește, cântărește și alege.